Atletelor stelejene Paula Claudia Todoran și Elena Daniela Cârlan le-au fost furate mai multe obiecte personale marți în zona arenei de volei pe plajă de la Jocurile Olimpice, care se desfășoară la Rio de Janeiro. Sportivele au contactat responsabilul Federației Române de Atletism din cadrul echipei olimpice a României. Într-un comunicat al Comitetului Olimpic Sportiv Român s-a anunțat faptul că în ziua de 16 august 2016, în jurul orei 14, sportivele Paula Claudia Todoran și Elena Daniela Cârlan se aflau în zona arenei olimpice de beach volley și au remarcat lipsa unui rucsac care conținea obiecte personale. Ele nu au observat momentul furtului și nu au interacționat în niciun fel cu presupusul făptaș. Au contactat imediat un voluntar Rio 2016 care le-a însoțit la cea mai apropiată secție de poliție, unde au completat un raport. În același timp au reușit să contacteze responsabilul Federației Române de Atletism din cadrul echipei olimpice a României, menționează comunicatul. Paula Claudia Todoran și Elena Daniela Cârlan au participat duminică în proba de maraton a Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, prima terminând pe locul 101, în timp ce Cârlan a abandonat. Șeful de misiune Alexandru Epuran s-a deplasat la secția de poliție, de unde a asigurat transportul în siguranță la satul olimpic și obținerea unei noi acreditări pentru sportiva Paula Claudia Todoran. În acest moment, sportivele se află în siguranță în satul olimpic. Mai mulți sportivi și oficiali din alte țări au fost agresați și jefuiți chiar sub amenințarea armei.